Achiziționarea tomografului pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț naște în continuare controverse. Conducerea spitalului susține că este absolut necesar, iar cumpărarea acestuia în leasing este singura soluție. Mai mult, prin punerea acestuia în funcțiune, se va face economie, iar banii care intră acum în buzunarul celor de la X-Med Center, care dețin un tomograf și îl folosesc în sistem privat, ar acoperi ratele de la leasing. Achiziția se află deja pe sistemul electronic de achiziții publice, iar pe 17 decembrie se vor deschide ofertele. În momentul de față este pe sistemul electronic de achiziții publice procedura de achiziție a unui tomograf de 64 de slice-uri. Pe 17 decembrie se vor deschide ofertele. Asta este momentul până acum. Din 2003-2004, nu mai știu, a fost un contract de închiriere a unui spațiu unde un privat a adus un tomograf. Între timp, acea societate a vândut tomograful, noi ne folosim de el printr-un contract de prestări servicii pentru a oferi bolnavilor tomografii până când vom avea de nou tomograful nostru. Consiliul Județean Neamț, cel sub pălăria căruia se află Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, a garantat acest leasing. Tomograful are un preț de aproximativ 1 milion de euro, iar rata lunară ar ajunge la 80.000 de lei. Cât costă tomograful, nu vă pot spune. Este o sumă care, suma este în jur de 1 milion de euro, dar pe 17 decembrie, când o să se deschidă ofertele, vom vedea care sunt prețurile. Noi am făcut tot ce este legal să achiziționăm acest tomograf. Vechiul tomograf și-a dat duhul în urmă cu 2 ani, acesta funcționând din 1998, având o garanție de numai 10 ani. Ce interese se află în spatele unei astfel de achiziții, în condițiile în care un astfel de aparat este absolut necesar, mai ales pentru actul medical, și după aceea vorbim de alte beneficii administrative, acreditarea spitalului. Consiliul Județean este implicat în această achiziție prin finanțarea acordată, o finanțare indirectă, pentru că am aprobat în ședința Consiliului Județean să garantăm leasingul pe care instituția Spitalului Județean dorește să îl acceseze. Și o a doua implicare, sumele necesare pentru plata ratelor la leasing. Din păcate, sumele sunt în buget de cel puțin 7 luni de zile, nu au putut fi cheltuite pentru că nu a fost făcută această achiziție. În jurul acestui tomograf au fost foarte multe discuții, și pro, și contra, și pozitive, și negative. Au fost chiar țipete de prin Consiliul Județean. Da, ceea ce am spus și mențin părerea, am spus în plenul Consiliului Județean, suma dorită mi se pare exagerată la nivelul de dotare și la pretențiile de categoria Spitalului Județean de Urgență. Este mult, mult prea mare, este imensă. Și cum unii nu se înțeleg, alții au de câștigat. Firma X-Med Center, care are încheiat contract de prestări servicii atât cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, cât și cu unitatea spitalicească, face bani frumoși de la o lună la alta, mai ales că se află chiar în curtea spitalului. Știu că mai au un contract de colaborare între ei și spital privind pacienții internați. Despre aceste detalii vă puteți interesa la Spitalul Județean. Ce ține de casă? Despre ce sume este vorba pe... Deci chiar am în față, pentru luna octombrie, noi am decontat la furnizorul respectiv chiar pe luna octombrie o sumă, au efectuat servicii în valoare de aproximativ 22.000 de lei pe luna care a trecut, pe luna octombrie. Este mult, este puțin comparativ cu alte luni? Valoarea consumului este oarecum constantă în fiecare lună. Desigur, ei au un plafon în care trebuie să se încadreze. Cu siguranță au fost făcute progrese în ultima vreme, adică acest plafon s-a mărit constant și lucrurile merg în acest sens și în continuare vor merge și în viitor, sperăm. Dacă se fac atât de mulți bani, de ce se întârzie achiziția? Consiliul Județean a garantat încă din vară leasing-ul, iar pe SEAP licitația durează 45 de zile. Care este interesul? Că de cel al pacientului nu poate fi vorba.